Să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetele 27 la 30. Evanghelia după Matei, capitolul 9, de la versetul 27 la 30. Când a plecat Iisus de acolo, adică din ținutul Nazaretului, s-au luat după Iisus doi orbi care strigau și ziceau: Ai milă de noi, fiul lui David. După ce a intrat în casă, orbii au venit la el și Iisus le-a zis: Credeți că pot face lucrul acesta? Da, Doamne, i-au răspuns ei. Atunci s-a atins de ochii lor și a zis: Facă-vi-se după credința voastră. Și li s-au deschis ochii. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, continuăm prin bunăvoința Domnului serialul special Mari Întrebări Biblice. Suntem la al șaselea mesaj sau seminar. În pasajul nostru, o întrebare adresată de Mântuitorul Iisus Hristos este pentru acești doi orbi despre care am auzit în citirea textului Sfintelor Scripturi, însă întrebarea aceasta este o întrebare a lui Dumnezeu pentru noi, este o mare întrebare biblică. Seminarul nostru se va intitula Credeți că Iisus poate? Credeți că Iisus poate? Și vom vedea cât de adâncă este această întrebare. Cât de profundă este. În pasajul nostru întâlnim doi oameni care au nevoie de o atingere specială din partea lui Iisus Hristos. Întâlnim doi oameni care ne reprezintă foarte bine. Ei nu văd, sunt orbi. Și omenirea, în mare majoritate, este din punct de vedere spiritual oarbă. Ceva foarte interesant, dacă suntem atenți la pasaj, acești doi orbi s-au rugat Mântuitorului Iisus Hristos, nu l-au văzut, dar au crezut în El. Ei ne reprezintă pe noi, pentru că și noi ne rugăm Lui fără să-L vedem. Dar credem în El, nu? Sper că noi credem în El. Pasajul în sine ne prezintă de asemenea marea putere pe care Mântuitorul Iisus Hristos o are de a săvârși minuni, inclusiv darea vederii fizice și darea vederii spirituale. Deci, întrebarea pe care o analizăm astăzi este aceasta: credeți că Iisus poate? Ne vom uita la patru adevăruri legate de această întrebare, ca să putem să ne dăm seama dacă auzim ce întreabă Mântuitorul Iisus, să ne putem da seama dacă această întrebare este personală, mi se adresează mie, ți se adresează ție. În primul rând, noi cei care căutăm. Doi orbi au căutat pe Iisus. Au auzit că este prin zonă. Pe mine mă uimește că doi oameni orbi, orbi fizic, au capacitatea să se unească și să-L caute pe Iisus Hristos. Este o lecție extraordinară. Noi ne lăudăm că vedem. Putem să ne unim împreună și să căutăm îndurarea Domnului? Unii dintre noi sunt orbi spirituali. Unii care caută pe Iisus au o maladie fizică. Unii suferă emotiv, foarte cumplit. Trăim într-o societate în care boala psihică este o boală modernă. Depresia psihică face ravagii în lumea noastră.
Unii au familia în prag de ruină. Alții sunt robi adicțiunilor, pornografiei, beției, drogurilor, minciunii, neadevărului. Și oamenii aceștia poate caută, îl caută pe Mântuitorul, îl caută pe Dumnezeu, caută poate în străfundul inimii lor, strigă după ajutor, nu știu dacă îi aude cineva. Cu siguranță că Dumnezeu îi aude. Pentru că orice gând îndreptat spre Dumnezeu, așa cum spune Sfânta Scriptură în Psalmul 17, nici nu mi-ajunge cuvântul pe limbă. Deci este numai în formă de gând, că tu-l și cunoști deja. Dumnezeu aude. Cei ce-l caută trebuie să aibă aceste calități. Prima, să mărturisească neputință și nevrednicie personală. Versetul 27. Doi orbi care strigau și ziceau: ai milă de noi, fiul lui David. Neputința este orbirea. Neputința este problema pe care tu o ai, cancerul tău, criza financiară, orbirea spirituală, adicțiunea. Neputința o știi. Eu o cunosc pentru mine, tu o cunoști pentru tine. Și nimeni să nu se simtă ofensat când spun neputință, că toți avem neputință. Uitați-vă la psalmi, sunt foarte frumoși psalmi. Sunt de o adâncime extraordinară, dar și de o transparență și o sinceritate extraordinară. David este împărat. Are tone de aur, are tone de argint material. Este pe scaunul cel mai înalt dintre oameni. Este împărat. Este profet. Este artist. Scrie poezii, scrie cântări. Îl folosește Dumnezeu, dar deseori David spune: Doamne, ai milă de mine că sunt nenorocit. El? Da, pentru că știe neputințele cu care se luptă, știe firea care îl mănâncă, știe slăbiciunile pe care le are și la care cade deseori și îi cunoaștem istoria și fiecare trebuie să ne știm pe noi înșine. De aceea când vine înainte Dumnezeu trebuie primul lucru să-ți vezi neputința. Să-ți vezi slăbiciunea și să strigi către Dumnezeu ca și acești doi orbi, nu învrednicie personală. De aceea partea a doua rugăciunii lor este: ai milă de noi. Ai milă de noi. Oamenii când sunt în criză, mai ales cei ce sunt creștini nominali, nu vă spun o noutate pentru că i-ați văzut și i-ați auzit. Un creștin nominal, dacă îi spui că e necreștin și e păgân, se ofensează. Dar dacă dă o necas peste el, blastă-mă pe Dumnezeu, nu? Un credincios istoric, dacă vreți să mă înțelegeți mai bine. Cei ce numai cu numele sunt creștini. Blastă-mă pe Dumnezeu. Dar cei ce spun că sunt născuți din nou și îl cunosc pe Dumnezeu, când vine necazul, au nevoie de milă. Știți de ce? Murmurăm. Și a murmura este un păcat înaintea Domnului. Intrăm în panică și este un păcat înaintea Domnului. Ne îngrijorăm și Sfânta Scriptură spune: nu vă îngrijorați de nimic. Și deci călcăm cuvântul lui Dumnezeu. Ne socotim neîndreptățiți. Chiar mie să-mi facă Dumnezeu așa ceva? De câte ori nu gândim în felul acesta? Și atunci este limpede că avem nevoie de mila lui Dumnezeu. Și această milă se vede în iertarea pe care trebuie să ne-o dea Mântuitorul Iisus Hristos, acoperindu-ne în sângele Lui cel Sfânt, înnoindu-ne prin puterea Duhului și ridicându-ne sufletul prin cuvântul Său. Deci cei ce caută pe Domnul, cei ce vor să răspundă la întrebarea lui Iisus Hristos personal: credeți că eu pot să fac lucrul acesta? Pentru că toți avem o nevoie. Întrebarea este: ne-o poate rezolva Domnul? Dar Domnul te întreabă pe tine: ți-o pot eu rezolva? E, când vii la Dumnezeu, vino în primul rând cu această atitudine, o atitudine de milă și de nevrednicie. A doua dimensiune a acestei atitudini: caută insistent pe Iisus Hristos. Când a plecat de acolo, s-au luat după Iisus doi orbi care strigau. Și apoi versetul 28, după ce au intrat în casă, orbi au venit la el. Se vede că afară nu le-a răspuns Mântuitorul Iisus Hristos. Dar s-au oprit din nevoia lor? Nu. A intrat în casă, a zis: nicio problemă, și noi intrăm în casă.
De câte ori nu auzim aceste cuvinte, să nu descurajăm. Dar ne rugăm o dată, ne rugăm de două ori, ne rugăm un an de zile și zicem, nu mai are rost. Nu ne mai răspunde Domnul, asta este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este să ne facă bine, frați și surori. Asta este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este să ne vindece, voia lui Dumnezeu este să ne mântuie, voia lui Dumnezeu este să ne dea pace, voia lui Dumnezeu este să ne dea un viitor binecuvântat. De aceea, dacă nu ți-a răspuns când te-ai rugat în biserică, du-te acasă în odăiță și roagă-te acolo. La orbii aceștia nu le-a răspuns când au strigat după el afară, ai milă de noi. Dar au intrat în casă, intrăm și noi după tine. Oriunde vezi că este posibilitate să strigi către Domnul, folosește ocazia aceea. Folosește ocazia aceea. Oriunde vezi că se face rugăciune cu punerea mâinilor, cu ungere, cu unt de lemn, folosește ocazia. Oriunde știi că se adună frașii și se roagă și fac lucrul acesta cu sinceritate, du-te și te roagă lui Dumnezeu. Fii insistent, pentru că este un lucru care mișcă inima lui Dumnezeu. Nimeni să nu descurajeze, pentru că acolo unde Dumnezeu mai vede puțină credință, puțină insistență, acolo Dumnezeu pune foc ca să se aprindă. Ia uitați-vă ce spune, de exemplu, în numeri 23 cu 19 despre Dumnezeu. Știți bine pasajul. Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului căruia să-i pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? Dumnezeu va împlini. Ne-a promis că ne face bine și de aceea trebuie să-L căutăm. Caută-L afară, caută-L înăuntru, caută-L și în inima ta. Cum zice Isaia în psalmul, în capitolul 57, versetul 14. Noaptea te caut în lăuntrul meu, în inima mea. Caută-L acolo pe Dumnezeu. Caută-L cu rugăciune și post. Și apoi, a treia dimensiune, pe lângă faptul că ei au venit în nevrednicia lor și cu neputința lor, pe lângă faptul că au căutat insistent și afară și în casă, au căutat concret. Au căutat concret. Cei mai mulți creștini sunt generali, nu de armată. Nu general, că un general este cel ce știe toate lucrurile. De-aia conduce un război un general. Dar cei mai mulți suntem generali. Avem noi... Mereu mi-aduc aminte și mă deranjează cântarea aceasta, pentru că nu este scrisă biblic, este scrisă nebiblic, de vezi cumva că am greșit. Cine știe că n-a greșit? Îl facem pe Dumnezeu neputincios. Noi am greșit și am făcut ce este rău înaintea Domnului. De aceea avem nevoie de mila Lui, avem nevoie de îndurarea Lui. În ce privește rugăciunea, nu trebuie să fim general, Doamne, ai milă de mine, numai atâta. Are Domnul milă de tine, are milă de sufletul tău, de sufletul meu, ne iartă. Dar spune-i Domnului cum se numește problema ta. Orbire? Spune-i pe nume. Cancer? Spune-i pe nume. Pâine? Spune-i pe nume. Crezi că pot face lucrul acesta? Era vorba de vederea lor. Și ei au răspuns, da, Doamne, noi pentru asta te rugăm. Ai un copil vagabond? Spune-i pe nume. Ai o soție ușuratică? Spune-i pe nume. Ai un soț ușuratic? Spune-i pe nume. Ai un prieten care a întors spatele lui Dumnezeu și vrei să-l stărești înainte Domnului pentru el sau pentru ea? Spune-i pe nume. Ai o criză financiară? Spune-i pe nume. Nu fi general. Pentru că, uitați-vă, de ce este mare întrebarea, frașesurilor, doamnelor și domnilor. Iisus ne întreabă așa, crezi tu că pot face, ce? Lucrul acesta. Acesta de care tu ai nevoie. Eu de-aia te întreb. Pentru că nu trebuie să-mi crezi în general că eu pot. Eu vreau să crezi practic, concret. Care lucru să-l pot? Pe care lucru să-l pot? Acesta, ei, cu acesta du-te înaintea lui Dumnezeu. Pe acesta prezintă-l înaintea lui Dumnezeu. Așa trebuie să fie cei ce caută. Așa trebuie să fiu eu și așa trebuie să fii tu. Pentru că pe mine mă întreabă Iisus Hristos, crezi tu că pot face lucrul acesta pentru tine? În al doilea rând, întrebarea lui Iisus,
Cum spuneam, este uimitor că acești doi orbi se unesc, doi orbi se unesc. Doi orbi umblă împreună, că cei ce văd de multe ori nu se văd bine și atunci nu pot umbla împreună, nu? Doi orbi stăruiesc în credință înaintea Mântuitorului Iisus Hristos și sunt exact în situația noastră din perspectiva aceasta. Se roagă unuia pe care nu-l văd, dar îl cred că este Domnul. Îl cred că este Domnul. Sfântul Apostol Petru spune aceste cuvinte, 1 Petru, versetul, capitolul 1, versetul 6, 7 și 8. Voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați prin felurite încercări, așteptând lauda, gloria și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți. Dar prin credință, ca și acești doi orbi, noi credem că cel pe care nu-l vedem cu ochii fizici, îl vedem cu ochii spirituali. El este Domnul nostru. El este Mântuitorul nostru. Crezi tu aceasta? Acest adevăr. Și acest adevăr trebuie să te crezi. Pentru că dacă credem că Iisus este un mare profet, un om mare, nu ne ajută la nimic. Iisus este Domnul. Iisus este Dumnezeu. Iisus este Salvatorul. Iisus a murit pentru tine. Iisus a înviat pentru tine. Iisus mijlocește pentru tine. Iisus are grijă de tine. Aceasta trebuiește crezută. Și măcar că noi nu-l vedem ca și acești doi orbi, avantajul nostru, frați și surori, Doamnelor și Domnilor, este că el ne vede. El ne vede. În Evrei 4:13, totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelui cu care avem a face. Nici o făptură nu este ascunsă de el. El mă vede, el te vede, el îmi vede problema, el îți vede problema pentru care te întreabă. Crezi tu că pentru lucrul acesta eu sunt izbăvirea ta? Întrebarea lui Iisus comportă următoarele aspecte. Primul, un răspuns prin credință. Un răspuns prin credință. Credeți că pot? Versetul 28. Credeți că pot? De ce răspuns prin credință? Pentru că în credință este putere. Puterea care face minuni și puterea de a părăsi păcatul. În credință este viață, viață cu el, viață prin el și viață pentru el. Prin credință se intră în posesia harului lui Dumnezeu. Și cum spuneam, dacă puțină credință s-a trezit în tine și se trezește în tine în seara aceasta aici la Emanuel, ca să poți să răspunzi la această întrebare a lui Iisus Hristos și să fii binecuvântat, Iisus Hristos va aprinde credința aceasta. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în 2 Cronici 20:15, 2 Cronici 19, versetul 1 și 2, de asemenea, despre un împărat al lui Israel. Cum de ai ajutat tu pe cel rău, îl mustră pe împărat, și ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? Din pricina aceasta este mâniat Domnul pe tine. Auziți? Dar tot se mai găsește și ceva bun în tine, căci ai înlăturat din țară idolii și ți-ai pus inima să caute pe Dumnezeu. De aceea, nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Domnul. O, glorie Domnului! Observați? Nu l-a nenorocit pe acest împărat. A făcut o greșeală imensă împăratul lui Iuda, asociindu-se cu împăratul lui Israel. Dar spune Domnul, tot mai este ceva bun în tine. Dacă o fărâmă de credință, așa cum spunea Iisus Hristos, trăiește afrântă, el nu o rupe, o îndreaptă, o leagă. Mucul care încă fumegă, nu-l stinge, îndepărtează fumul, îi pune ulei ca să poată să ardă și este uleiul Duhului Sfânt și îl face să aibă flacără. Și de aceea răspunsul trebuie să fie credință. Credeți că eu pot? Și al doilea lucru pe care îl așteaptă Iisus, pe lângă un răspuns în credință, este un răspuns prin credința în El, în Iisus Hristos.
Pentru că putem avea credință în multe lucruri. Uitați-vă din nou versetul 28. Credeți că în limba română nu se folosește de fiecare dată pronumele eu, dar în limba greacă și în limba ebraică și în limba engleză pronumele personal apare acolo. Dacă vă uitați în engleză, do you think that I can do it? Do you think that, or do you believe that I can do it? Credeți că eu pot? Iisus nu este numai o forță acolo în univers. Iisus este Mântuitorul nostru, frați și surori. El este Domnul care ne poartă de grijă. Și nu numai că este stăpânul acestui univers, dar aș vrea să-L vedem mai aproape pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El este aici în casa de rugăciuni. Asta se numește casa Lui. Locuiește aici. Am venit în familie, în fața Tatălui nostru. Pe lângă acest mare adevăr, Iisus locuiește în mine și locuiește în tine, pentru că tu și cu mine suntem templul lui Dumnezeu și templul Duhului Sfânt. De aceea ne rugăm unui Dumnezeu personal. Noi credem că El, Iisus Hristos, credem că El, Tatăl Ceresc, credem că El, Duhul Sfânt, este Cel ce se ocupă de noi, de problema noastră, de lucrurile noastre. Așa cum spuneam, El este Fiul lui Dumnezeu. El a venit și s-a întrupat pentru noi ca să căpătăm mântuirea lui Dumnezeu. El a murit pentru noi. El va reveni pentru noi. El mijlocește pentru noi. El este singurul care ne iubește cu adevărat și El se luptă pentru noi și problemele noastre. Nu voi veți lupta, ci eu mă voi lupta pentru voi. Și apoi este a treia dimensiune. Cum am spus, Iisus Hristos așteaptă un răspuns la obiect. Versetul 28, partea finală. Credeți că pot face lucrul acesta? Foarte des, când întreb pe frați și pe surori, mă duc să-i vizitez și să mă rog pentru problemele lor, credeți că Domnul vă iubește și vă ridică din starea aceasta? Păi, frate, eu cred că Domnul poate toate lucrurile. Dar nu aceasta este întrebarea. Întrebarea este, crezi tu că pot face lucrul acesta? De-aia pierdem mult. Pentru că generalizăm, ne ducem dincolo de problema specifică pe care noi o avem. El poate toate lucrurile, știm că poate toate lucrurile, dar poate să facă și lucrul meu? Poate să facă și lucrul tău? Ați văzut vreo vindecare divină, frați și surori? Ați văzut, nu? Nu mai poate face odată Iisus Hristos lucrul acesta? Mai poate. Deci ascultați-i întrebarea, pentru că întrebarea este specifică. Iisus vrea să nu cădem în această stare de generalizare continuă. Stai la subiect. Stai la subiect. Este ca și când, de exemplu, noi predicatorii predicăm. Dacă predicăm din toată Biblia, din Geneza până în Apocalipsa, v-am pierdut și mergeți acasă supărați. Dar dacă ne-am luat un subiect și ne ținem de subiect, mergeți zidiți acasă, nu? Dom'le, am învățat ceva. Am învățat ceva. Iisus Hristos vrea așa, cum spunea către tânărul bogat. Îți lipsește un singur lucru. Pe el rezolvă-l. Lui Marta îi spune, un singur lucru trebuiește. Pe el rezolvă-l, dacă el știe care lucru trebuiește. Apostolul Pavel spune, eu fac un singur lucru. Ia uitați, deci un singur lucru lipsește, un singur lucru trebuiește, fac un singur lucru. Trebuie să știi lucrul acela despre care te întreabă Dumnezeu. Lucrul acesta. Pentru că de el vrea să se ocupe. Am venit aici, în casa Domnului și în seara aceasta, cu o mie și una de probleme. Tu ai spus problema ta. Trebuie să crezi că Dumnezeu se ocupă de problema ta. De aceea te întreabă pe tine, crezi tu că pot face lucrul acesta? În al treilea rând, rațiunea întrebării lui Iisus. De ce întreabă Iisus Hristos o astfel de întrebare? De ce vorbește cu tine personal o astfel de întrebare? Bun. Pentru multe rațiuni, am să vă arăt două în seara aceasta. Pentru multe rațiuni, am să vă arăt două.
Primul rând, El trebuie să devină mântuitorul tău personal. Pentru că nu te ajută la mântuire dacă te-ai născut într-o familie de păstori sau de apostoli sau de profeți și dacă tu personal nu închei legământ cu Dumnezeu. Nu te ajută la nimic. Eu personal, tu personal, trebuie să spui lui Iisus, da, ești Domnul meu, ești Dumnezeul meu. Însă când Iisus Hristos vine și ne pune pe noi în fața problemelor pe care le avem, orbire, neputință de un fel sau altul, o boală cumplită, o amărăciune cumplită, o depresie cumplită, o experiență cumplită, Iisus Hristos spune, ok, hai să judecăm puțin, haide să raționăm puțin. Care problemă vrei să o rezolv? Asta, hai să o rezolvăm pe aceasta. Crezi tu că este în puterea mea să-ți rezolv această problemă? Da, Doamne. Uitați, de ce întreabă Domnul? Prima rațiune. Dacă nu crezi că El poate să rezolve problema, de ce mergi după El? De ce alergi după El? De ce te rogi Lui? Pentru că sunt oameni care fac rugăciune de formă. Fac rugăciune din virtutea religiei, rugăciune în virtutea obiceiului. Oameni care chiar darurile spirituale au ajuns să le ia ca pe un lucru de apucat, ca un obicei. Cât de trist este acest caz care trebuie să vorbească lui Israel și bisericii din toate timpurile. Samson s-a trezit din somnul lui, din beție, s-a scuturat, s-a întins și știți ce zice mai departe? Ce zice? A, să fac ca mai înainte. Pentru că își întindea oasele, că dormise bine. Judecător 6:20. Ce nu știuse, nu știa că Duhul Domnului îl părăsise. S-a depărtat de la el. Ce trist. Dumnezeu de aceea întreabă, Mântuitorul Iisus Hristos, de aceea te întreabă pe tine și de aceea mă întreabă pe mine. Care e rațiunea că te rogi? Dacă nu crezi, de ce te rogi atunci? Dar cea de-a doua dimensiune, cea de-a doua rațiune este aceasta. Este credința ta personală? Cine ți-a spus să te rogi mie? Ați întâlnit, veți înțelege bine ce vreau să vă spun, ați întâlnit pe drumul credinței oameni care au spus, vin și eu la voi la pocăiți. Dar de ce vii la noi la pocăiți? Păi am auzit că la voi la pocăiți se dau haine, se dau ajutoare, se cumpără câte un portbagaj de cumpărături. Ați auzit din aceștia, nu? Spunea cineva că s-a dus la un păstor și a zis, frate păstor, vreau să mă botez și eu la dumneata la biserică. Și a zis, foarte bine, dar de ce vrei să te botezi? Am auzit că dacă treci la pocăiți, zice, la dumneata la biserică se dă pe gratis câte o mașină. Și a zis păstorul, e drept, zice, eu aștept de 20 de ani, treci la rând. Nu pentru aia ne pocăim, nu pentru aia ne întoarcem la Dumnezeu. A venit, ne-am întors la El ca să ne ierte păcatele. Ne-am întors la El să scăpăm de moarte. Ne-am întors la El să scăpăm de judecata și de mânia lui Dumnezeu. Și apoi ne-am întors la El să lucrăm împreună cu El. Și să avem o credință personală, așa cum am și cântat. Nu păstorul, învățătorul și chiar eu, Doamne, eu trebuie să mă rog. Nu mama, nici tata. Este bine că se roagă păstorul, este bine că se roagă învățătorul, este bine că se roagă mama și tata pentru mine, pentru tine. Dar trebuie să te rogi personal. Pentru că întrebarea lui Iisus Hristos este o întrebare care ne trezește individual pe fiecare. Prea mulți se scuză în nepocăința lor, prea mulți se scuze în micimea credinței lor pe seama păstorului, pe seama tatălui, pe seama mamei, pe seama rudelor, pe seama bisericii, pe seama moștenirii. Eu n-am crescut într-o casă mare, eu n-am crescut nu știu unde, eu n-am crescut nu știu unde. Dragul meu, crești înaintea lui Dumnezeu.
Nu trebuie să fii de origine mare. Din momentul în care te-ai născut din nou, dacă tu vorbești de origine, ai origine din Dumnezeu. Cea mai mare. De aceea, personal, răspunde, cum spune în Ioan 6, 68-69. Doamne, a răspuns Petru, la cine să ne ducem? De ce venim noi după tine? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. De aceea ne rugăm ție, de aceea cântăm laudele tale, de aceea venim la tine cu această problemă, pentru că această problemă ne-o rezolvi, pentru aceasta credem. Și apoi, în al patrulea rând și în ultimul rând, răspunsul care trebuie și răspunsul Domnului. Două răspunsuri aici. La întrebarea lui Iisus Hristos. Primul este răspunsul care trebuie. Este răspunsul celor doi orbi. Versetul 28, partea finală. Da, Doamne, deci credem, da, Doamne, i-au zis ei. Este un răspuns personal, este un răspuns imediat, este un răspuns la subiect, este un răspuns fără prejudecăți, este un răspuns fără frică. Erau orbi, nu-l vedeau. Puteau să aibă îndoieli, să spună, poate e neputincios ca și noi, numai că vede atâta, ne vede. Dar au crezut că El este Mesia, Dumnezeu. Și este un răspuns final al lor. În sensul că, Doamne, dacă credem acum și ne dai vederea, aceasta nu însemnează că după ce ne dai vederea, plecăm de la tine. Credem pentru totdeauna. Mi-aduc aminte, eram student la master, aici în Statele Unite, și în timpul vacanțelor, frații din Chicago și din Detroit ne făcea invitația să mergem și să fim cu ei câte o săptămână, câte două săptămâni. Și eram în Chicago de data aceasta, într-una din vacanțe, cred că era vacanță de primăvară, și am avut cu frații din Chicago 12 servicii divine. În fiecare seară, cât am stat în vacanță, am avut serviciu divin cu ei, 12 servicii divine. Și nu se oboseau. Veneau la casa Domnului atunci, era arhiplină casa Domnului. Și în fiecare seară după serviciu divin mă rugam cu ei. Și făceam ungeri cu un de lemn. Dumnezeu s-a prezentat, a botezat cu Duhul Sfânt, a făcut vindecări divine. Mi-aduc aminte că într-una din acele seri, probabil poate 5-a, 6-a seară, după ce am terminat și rugăciunile, a venit la mine doi frați, doi oameni. Un frate și cu încă cineva. Era de origine asiatică. Am întins mâna, am dat mâna cu fratele, pentru că l-am recunoscut, și am întins mâna să dau și cu domnul care a venit cu el. Că se uita spre mine. Dar am văzut că nu mă vede. Atunci mi-am dat seama că e orb om. Și mi-am întins, i-am căutat mâna și i-am strâns mâna. Și am zis, mă bucur că ați venit la casa Domnului. Sigur, am vorbit în engleză cu el. Mă bucur că ați venit la casa Domnului. Și atunci el s-a înseninat și a zis, domnul pastor, eu îl știu pe, mi-a spus fratele cu care a venit, am lucrat împreună și ne-a povestit de ce s-a întâmplat în seriile acestea aici la biserică și am auzit că dumneavoastră vindecați bolnavi. Și am zis, îmi pare rău, nu vreau să vă dezamăgesc, eu nu vindec bolnavi, îi vindecă Domnul Iisus Hristos și El nu caută la fața omului. Am zis, vreți să mă rog cu dumneavoastră să vă vindece Iisus Hristos? Ce se întâmplă?
A zis, da, vreau să mă vindece, să-mi capăt din nou vederea. Ați văzut? Da, zice, am văzut până acum 6 luni de zile și de 6 luni de zile nu mai văd nimic. Dar ce ați pățit? Și a spus, domnul pastor, eu am fost un alcoolic înveterat. Tot banii mi-am cheltuit pe alcool. Și într-una din zile, 6 luni în urmă, cu un coleg de-al meu, nemai având bani ca să ne cumpărăm băutură, la serviciu am luat alcool metilic. Este spiritul acela tehnic, sau cum se numește, meastră care lucrează, care dizolvă plasticuri și lipește plasticuri și curăță și așa. Este toxic, nu pot să... Și zice, am băut 1 litru de alcool metilic, domnul pastor. Colegul meu a murit, iar eu am fost în comă câteva zile și am orbit și am rămas orb. Și acum am scăpat de patima aceea și dacă vă rugați la Domnul Iisus de care vorbiți să mă vindece și pe mine, tare m-aș bucura. Și am vorbit cu el vreo 5 minute, i-am vorbit cine este Iisus și ce face Iisus și cum mântuie și l-am întrebat, vrei să te împaci cu acest Iisus, să-l cunoști pe acest Iisus? Da, vreau. Ești sigur? Am întrebat, sigur. Și apoi, știu că a fost de la Duhul Sfânt, Duhul Domnului nu m-a lăsat în pace și am mai pus o întrebare. Și am zis, Domnul meu, dacă Domnul Iisus Hristos te vindecă în seara aceasta și îți redă vederea, ce ai să faci? Domnul pastor, încă așa și-a pus mâinile pe cap, Domnul pastor, în momentul în care îmi deschide ochii, am fugit din locul acesta și caut un cinema sau nu știu ce era pe vremea aceea, unde sunt filme pornografice, mă duc să văd un film pornografic. Și am spus, Domnul meu, îmi pare rău, dar Iisus Hristos așa ceva nu vindecă. Tu trebuie să te pocăiești. Dacă El îți dă vederea, ți-o dă nu să-ți faci poftele firii. Dacă îți dă vederea, ți-o dă ca să-i înalți numele. Să spui și la alții, pentru că uitați ce se întâmplă când Dumnezeu te vindecă. Versetul 30 și 31. Și li s-au deschis ochii. Iisus le-a poruncit cu tot din adinsul și le-a zis, vedeți, să nu știe nimeni. Dar ce fac ei? Dar ei, cum au ieșit afară? Au răspândit veste despre el în tot ținutul acela. Nu poți să taci când Dumnezeu îți face bine. Când Domnul lui că mi-a făcut bine, lui Dumnezeu glorie. Nu este așa? Nu poți să taci când îți face Dumnezeu bine. Răspunsul tău trebuie să fie unul final. Da, cred pentru această problemă pentru care mă întrebi și cu care am venit înaintea ta și credința mea este credință finală. Vreau să-ți aducă laudă, Doamne. Și apoi răspunsul lui Iisus. Al doilea răspuns este al lui Iisus. Versetul 29. Atunci Iisus a atins de ochii lor și a zis, facă-vi-se după credința voastră. Iisus răspunde cu binecuvântare. Lucrarea sa este lumină, lucrarea sa este mântuire, lucrarea sa este vindecare, lucrarea sa este dialog cu tine, lucrarea lui este, da, vreau. Da, vreau. Prin urmare, în această seară, în această zi, meditând la acest subiect glorios, mari întrebări biblice, una din întrebările mari, profunde, este întrebarea lui Iisus Hristos pentru tine. Crezi tu că eu pot? Crezi tu că eu pot lucrul acesta cu care ai venit înaintea mea? El poate. Întrebarea este, crezi tu? Poți să-i spui lui problema ta? Și apoi după ce el îți face bine, care ți este planul? Care ți este planul după ce ți-a făcut bine? Planul tău și planul meu să fie Psalmul 103,
versetul 1 și 2. Binecuvintează, suflete, pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează, suflete, pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Glorie Domnului! Crezi tu că Iisus poate? Trebuie să poată pentru tine. Trebuie să poată pentru tine. Că dacă crezi că poate pentru tine, atunci tu împreună cu El, lucrător împreună cu El, poți și pentru alții. Și mă rog Domnului să știm să răspundem binecuvântat la această întrebare, ca să putem să lucrăm împreună cu Iisus și să putem să-i aducem glorie în urma întâlnirii cu El și a intervenției Lui în viața noastră. Amin.